pretutindeni, să fim bine înțeleși. Biblia ne relatează, mulți chemați, puțini aleși. Mulți chemați la sărbătoarea Împăratului Divin, dar puțini din cei ce trăiesc ca și creștini. Mulți s-au hotărât pe cale ca să meargă după Domnul, dar cu inima împărțită, repede i-a cuprins somnul. Și dormind pe calea sfântă, ei nu privesc în sus, ci la lucrurile care îi duc înspre abis. Dacă nu au unde lemnul spre cer se călăuzească, mare pierdere pe cale, dar și în patria cerească. Duhul Sfânt este acela care îți dă puteri divine, nu prin credință și prin vedere, nu credința prin vedere, lângă Domnul nu te ține. Căci mângeala de credință nu-i biletul către cer și nici inima împărțită adunând cei efemeri. De aștepți mereu răsplată de la cei ce îi slujești, n-ai să poți ajungi în ceruri, ci rămâi cu cei firești. Duhul Sfânt este biletul ce ți-l dă chiar azi Iisus. Numai să-ți speli veșmântul și doar Lui să îi fi supus, adunând în inimă stropii calzi de un lemn divin și în vorbă și în faptă tu să arăți că ești creștin. De cuvântul ți este miere, dar nu-l trăiești ca în Scriptură, îți adun pe veci comoara care se numește ură. Nu te vor scăpa atunci școlile, filozofia, căci în cer nu poți ajunge susținând doar teoria, căci cuvântul spune adesea să împliniți tot ce este scris. Doar așa veți fi martori în eternul paradis. Vino doar, te pocăiește și-ți schimbă azi trăirea, căci poți spura spre Domnul atunci când va fi răpirea. Amin.